Șeful de la investiții din primăria Târgu Jiu, Raul Chiriac, este anchetat într-un dosar penal în care este verificat modul în care s-au efectuat lucrări de reabilitare a sediului municipalității. Anchetatorii având dovezi că acestea s-au făcut fără avizele legale, acte obținute ulterior. Chiriac a fost audiat azi timp de câteva ore. La ieșirea de la audieri, cu cătușe, directorul s-a declarat nevinovat. De ce v-au luat? Nu știu, probabil că vor da comunicat. Care ar fi? Aveți vreo vină? S-a făcut lucrări pe autorizație? Nu comentez. Este adevărat că ați eliberat de vize pentru lucrări? Nu este fals. Din cercetări a reieșit faptul că în perioada iulie-septembrie anul curent, bărbatul s-a ocupat de derularea unor lucrări de construcție la o clădire monument din municipiul Târgu Jiu, fără respectarea prevederilor legale în domeniu, deși avea cunoștință de demersurile și avizele necesare executării lucrărilor. În continuare, polițiștii efectuează cercetări în vederea documentării întregii activități infracționale, urmând ca în cursul zilei de mâine bărbatul să fie prezentat magistraților cu propuneri legale. Surse judiciare susțin că directorul serviciului de investiții ar fi semnat devize de plată cu o valoare mult mai mare decât cea reală. Care s-au spus și până acum, vis-a-vis de autorizație. Nu s-a pus problema de așa ceva, s-a pus strict de autorizație de construire. Ce care a fost problema la autorizație? În același dosar, la începutul lunii septembrie, au fost reținute alte 3 persoane. 2 consilieri și un arhitect au fost acuzați de acoperirea lucrărilor ilegale de restaurare a fațadei primăriei Târgu Jiu. Arhitectul Iulian Cămui și consilierii Monica Vlădăianu Dina de la Direcția Județeană pentru Cultură și Mihaela Orzan de la Primăria Târgu Jiu, ambele acuzate de abuz în serviciu. Aceștia sunt acuzați că au falsificat documentația pentru demararea lucrărilor la clădirea de patrimoniu. Șefii municipalității au declarat azi că vor demara o anchetă internă. În ceea ce ne privește, vom lua act de acest lucru. Suntem conștienți de faptul că organele abilitate își fac treaba mai departe. La rândul nostru vom vedea care este situația în care sau pentru care s-a hotărât reținerea dânsului și vom face ancheta noastră internă. Lucrările de reabilitare a fațadei primăriei Târgu Jiu, în care 4 persoane au fost reținute până acum, se ridică la 200.000 de lei și au început în luna august.